Prima lună de vară a fost cea mai aglomerată din ultimii ani, spun specialiștii din turism. Temperaturile au fost neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, așa că weekendul de 1 iunie, dar și zilele libere de Rusalii, au umplut camerele unităților de cazare. Unele hoteluri au avut un grad de ocupare chiar de 100%, iar printre cele mai căutate au fost serviciile all-inclusive. Unde beneficiază de toate cele trei mese, băuturi all day, alcoolice, non-alcoolice, răcoritoare, acidulate, neacidulate, snack-uri, inclusiv șezlongurile pe plajele hotelurilor beneficiază de ele în mod gratuit. Gradul de ocupare anul trecut a fost undeva la 90% și ceva, iar acum suntem de 100%. Noi avem turiști care anul trecut veneau o singură dată pe sezon, iar anul acesta au ajuns să vină chiar de 3 ori într-o lună. Turiștii sunt foarte mulțumiți de vremea care este anul acesta și de serviciile oferite. Turiștii recunosc că drumul lung până la alte destinații de vacanță din străinătate, prețurile, dar și siguranța sejurului au făcut în acest an diferența. Pentru acest cuplu din Alba Iulia, prețul plătit la Mamaia la un hotel de 4 stele a fost cam la jumătate față de cel plătit anul trecut în Grecia. Au crescut foarte mult pachetele pentru destinațiile pe care plecăm pe zboruri charter. Vorbim despre Turcia, vorbim despre Grecia sau vorbim despre Egipt sau Dubai în ianuarie, februarie, martie, de exemplu, sau în toamnă. Asta i-a reorientat pe turiștii români să facă o alegere totuși mai sigură și mai confortabilă, dar și mai puțin costisitoare. Estimăm un sezon care va depăși cifrele anului 2019, pentru că, spre exemplu, luna iunie ne-a surprins pe toți, vremea foarte bună și tarifele foarte avantajoase de altfel au adus către litoralul românesc turiști cum nu am avut nici măcar în 2019. Grecia 1200 euro. Eu vă spun acum cât am plătit aici, pe 6 nopți, mic dejun inclus, 2700 lei. Deci, mult mai puțin. Ne simțim acasă până la urmă, indiferent că suntem, eu știu, în București, Constanța, Mamaia, Alba, Maramureș, dar suntem acasă. Avantajul este pentru că este drumul atât foarte scurt și aproape și timpul bun, acolo nu știi cum e drumul, cum e timpul, cum e diverse, am văzut peste tot inundații, focuri și, Doamne ferește, alte de astea. Deci aici suntem aproape, la noi acasă, ne simțim bine. Turiștii obișnuiți cu destinațiile din străinătate spun însă că mai avem de lucrat la capitolul ospitalitate. De exemplu, în Bulgaria, în Grecia, în Turcia știu să se deprimească altfel, nu știu, aici parcă românii nu mai sunt așa de ospitalieri. Cu mâncarea, cu servirea, cu... ori n-au chef de clienți, eu nu știu ce să zic. Și pe la magazine, peste tot, sunt așa... nu au chef, nu sunt ospitalieri. Agenții de turism confirmă că scumpirile din destinațiile de vacanță consacrate avantajează litoralul românesc, iar asta le dă speranțe că la mare sezonul estival va fi cel mai bun din ultimii 5 ani. Prețurile variază în funcție de locație. De exemplu, în Mamaia, o cameră dublă la 4 stele depășește 360 de lei, iar în Eforie Nord, în aceleași condiții, turiștii ajung să plătească și 670 de lei.